Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În octombrie, balanța poate crește nu numai nivelul său intelectual, ci și statutul social. Vei dobândi noi relații, îți vei lărgi orizonturile și vei face noi cunoștințe cu oameni influenți. Vine un moment plăcut când ai cel mai mare succes și poți face mai mult pentru cariera ta. Lasă-ți timp pentru tine, mergi la cumpărături și reactualizează de garderoba. Luna nouă în Scorpion din 25 octombrie promite surprize pozitive sub formă de venituri din surse neplanificate, locuri de muncă cu normă parțială fără dureri de cap, iar pentru unele balanțe chiar creșteri salariale. Dragostea Stelele îți promis schimbări plăcute în viață, mai ales pentru balanțele singure. Cea mai probabilă este o întâlnire fatidică în prima jumătate a lunii octombrie. Obiectul simpatiei va apărea pe fondul intereselor comune. Spre mijlocul lunii se va ajunge la viața intimă, care va lua avânt. Nu lăsa acea viteză să-ți ajungă la cap fără discernământ. O persoană cu gânduri asemănătoare îți va fi mai utilă decât un partener ocazional pentru o perioadă scurtă de timp, cele căsătorite ar trebui să fie atente dacă dorința de diversitate le va îndepărta de familie, mai bine dedică mai multă timp celelalte jumătăți și umple-o de emoții, mergi la întâlniri mai des, ieși, întâlnește-te cu prietenii, pleacă din oraș, chiar și o călătorie la rude îndepărtate vă va apropia considerabil. Nu-ți fie teamă dacă sentimentele tale se estompează temporar, relația nu se va deteriora din această cauză. Perioada dificilă va începe să dispară în ultimele zile ale lunii octombrie. Sănătatea În prima decada a lunii octombrie, balanța poate avea probleme cu cavitatea bucală. Dacă ai amânat o vizită la dentist, acum nu va mai fi de unde să tragi de timp. Ai grijă de dinții tăi? Altfel pulpita acută poate apărea în cea mai incomodă situație. De asemenea, riști să faci complicații destul de grave dacă nu te ocupi acum de probleme. Respecto cu atenție igiena orală, mănâncă mai puține dulciuri. În a doua decada a lunii octombrie va avea loc o slăbire a sistemului imunitar. Pentru a crește rezistența organismului, ieși mai des în aer liber, mănâncă mai multe legume și fructe sănătoase. Alege un tratament de trei luni cu rezveratrol sau antioxivita. Sportul va avea un impact pozitiv asupra vieții tale de zi cu zi, te vei simți în formă. Îmbunătățirea condiției fizice va avea loc în perioada 22 la 31 octombrie. Folosește această ocazie pentru a întrerupe obiceiurile proaste, zahărul, cafea, alcoolul, mâncarea îndestulătoare. Înlocuiește mașina cu bicicleta cât mai des posibil. Banii Octombrie va fi foarte profitabilă pentru cea căror activitate este legată de o limbă străină. De asemenea, dacă dorești de mult să studiezi, atunci are sens să începi să stăpânești o nouă limbă în prima decada a lunii. În această perioadă, chiar și cele mai dificile discipline pentru tine îți stau la dispoziție. Nu te lăuda altura cu realizările tale și încearcă să eviți să discuți despre tine și despre intențiile tale pentru viitor. Proiectele oamenilor care sunt angajați în domeniul educației și luminării altura vor avea de asemenea succes. Începând cu a doua decadă, balanța va avea șansa de a crește în cariera proprie, atunci poți să maximizezi ambițiile. Desigur, situația ta financiară te va dezamăgi dar conexiunile de afaceri pe care le vei avea te vor ajuta să te stabilizezi în cea de-a treia decada a lunii octombrie. Oamenii cu influență pe care îi întâlnești pe parcurs îți vor fi de mare ajutor în viitor. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!